Bună ziua tuturor! Bine ați venit la al șaptelea webinar împreună online de astăzi, 27 mai 2020. Astăzi, la acest webinar pe care îl organizează Universitatea Politehnică din Timișoara în colaborare cu Asociația IEEE România, Asociația Universităților Tehnice din România și Asociația EDEN, avem ca invitat Universitatea Politehnică din București. Permiteți-mi să le urez bine ați venit alături de noi, colegilor mei de la Politehnica din București. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Pentru început am să încep cu o persoană pe care o cunosc de foarte mulți ani și care este foarte cunoscut în mediul universitar din România și mai ales în domeniul calculatoarelor din România, profesorul universitar dr. Inginer Nicolae Țăpuș, care până recent a fost și este vicepreședintele Senatului Universității Politehnica din Timișoara, a condus IEEE România pentru o perioadă și care este acum puternic prezent, să zicem, în mediul online, a creat platforme Moodle în Universitatea Politehnică din București. Domnule Țăpuș, vă rog, dumneavoastră aveți cuvântul. Deci, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a participa alături de dumneavoastră la acest webinar, care are o tematică foarte actuală, mai ales în contextul prin care trecem astăzi. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte și despre colegii mei cu care participăm astăzi la acest webinar. Este vorba de Adina Florea, profesor la Departamentul de Calculatoare. A fost decan în Facultății de Automatică și Calculatoare și acum este prorector la Universității Politehnică din București. Are rezultate deosebite în domeniul inteligenței artificiale și roboților umanoizi. Doamna profesor Mara Mocanu este de asemenea profesor la Departamentul de Calculatoare din Universitatea Politehnică din București. A fost șeful departamentului de directorul departamentului de calculatoare și este coordonatoarea programe de master. Iar colegul nostru mai tânăr, Mihai Carabaș, este conferențiar la departamentul de calculatoare din Politehnică. El este cel care face managementul tuturor resurselor de infrastructură, atât din punct de vedere al centrelor de date din Politehnică, dar și a sistemelor de e-learning și, evident, serviciilor pe care le oferim colegilor noștri din Politehnică. Astea au fost câteva cuvinte ca să nu răpim din timpul celor care, dar ar fi multe de spus despre fiecare. Mulțumesc! Deci, da, mulțumim. Acum am să vă rog foarte mult, domnule profesor Țăpuș, să vorbiți și să prezentați în continuare subiectul pe care l-ați pregătit pentru astăzi. Da, am să fac un share. Deci, câteva cuvinte generale despre impactul tehnologiilor online în formarea inginerilor și aș pleca de la câteva aspecte generale privind instruirea online și cum a decurs de lungul timpului, deci învățământul la distanță și este o formă de învățământ care a fost dezvoltată la începutul secolului 20 și era bazată pe niște facilități de comunicare oferite de acele timpuri, la început prin intermediul poștei, prin urmă prin radiodifuziune și asta era în special în India, a telefonului, iar apoi al televiziunii în Australia. Aș spune câteva cuvinte că despre faptul că este instruirea asistată de calculator, o altă formă în care se utilizează tehnologiile informatice și de comunicare, caracteristice
societății noastre contemporane, învățământul asistat de calculator, în care intervin și sistemele informatice ca niște instrumente pedagogice integrate în contextul educativ și, bineînțeles, instruirea bazată pe web, care permite sesiuni de lucru colaborative realizate cu ajutorul tehnologiilor de comunicație sau o combinație blended learning, instruire combinată. Aș vrea să spun două cuvinte privind sistemul integrat de instruire, învățare. Primul, sistemul de instruire este un set de mijloace, tehnologii care deservesc desfășurarea procesului de învățare, iar sistemul integrat de învățare este cel care este de fapt o platformă software de management destinat instruirii, evaluării cunoștințelor, analiza evoluției participanților în cadrul procesului educațional. Vedeți, sunt platforme care ne ajută să facem aceste activități online și aici aș vrea poate două cuvinte să lămurim despre sisteme de management al învățării, care este de fapt o platformă pentru găzduirea unui curs și mai nou este vorba de Massive Open Online Courses, care este de fapt cursul în sine. Deosebirea este, zic eu, mare că aceste MOOC-uri sunt cele care pot să găzduiască un număr nelimitat de cursanți și în mod sigur în spatele unui sistem de acest gen este o platformă bazată pe inteligență artificială care poate să interpreteze întrebările și care poate să răspundă direct participanților și numai când anumite probleme apar la foarte mulți participanți, atunci intervine cel care a pregătit cursul. Aici sunt o serie de, nu le fac reclamă, dar sunt o serie de platforme. Curs ERA este unul dintre cele mai dezvoltate și este un consorțiu foarte mare de universități care participă. Iar în partea dreaptă, dacă observați, sunt și niște platforme de comunicație audio-video. Unul dintre ele este Zoom-ul pe care îl folosim noi acum. Eu personal îl folosesc prima dată. Dar sunt și Skype, Google Hangout-ul și multe altele. Dacă vorbim de online, trebuie să avem un suport tehnologic pentru aceste activități online și, cel puțin în această perioadă în care noi trăim, trebuie să ne uităm la contextul care ne înconjoară în ceea ce privește comunicația online. Și dacă vedeți aici, în dreapta, vedeți ce se întâmplă într-un minut la nivel mondial. Sunt 4,1 milioane de search-uri în 60 de secunde pe Google, sunt 19 milioane de texte prin WhatsApp, YouTube-ul 4,7 milioane de video și așa mai departe. Aici, pentru cei interesați, se poate vedea, uitați-vă în timp real, ce se întâmplă în internet și în timp ce noi discutăm acum, observăm care este transferul de gigabyte de date, vedem câte posturi se fac pe Facebook și câte like-uri se dau în timp real. Observați milioane de posturi în câteva secunde pe Twitter, pe LinkedIn, pe Instagram. Am putea să ne uităm aici, poate că e mai important, pe WhatsApp. Sunt 10 milioane de mesaje, 11 milioane. Observați, milionul de mesaje se schimbă în câteva secunde. Dacă ne uităm la Skype, sunt 1 milion de minute de Skype care se fac. Aici Amazonul cum îi crește, iar Google, atâtea search-uri, 4 milioane de search-uri se fac în acest moment. Și ceea ce este foarte, foarte important este numărul de e-mail-uri care se schimbă în timp real. O să închid acest slide. Deci, vedeți,
trebuie să plecăm de la această realitate care se întâmplă în jurul nostru. Nu putem să vorbim de online dacă nu vedem că cei care participă ca cursanți au acces la aceste informații, au acces pe internet la documentații, la căutări, la a găsi materialele care sunt cele mai utile pentru a învăța un anumit lucru. Deci, de asemenea, trebuie să vedem că e-learning-ul, de-a lungul timpului, a apărut ca o componentă foarte importantă alături de celelalte, cu e-science sau calculul ca o utilitate în ceea ce privește sistemele de tip cloud sau rețele de senzori. Deci este o dezvoltare la care trebuie să fim conștienți. Ceea ce se află în România și de care Politehnica din București beneficiază, mai ales de faptul că centrul, nodul Roedunet principal este chiar în cadrul Universității Politehnica din București. Dacă observați, în 90 noi am avut prima legătură internațională cu Darmstadt-ul, cu o legătură pe dial-up, pe telefon, în care aveam 1200 de bits pe secundă, deci un kilobit era. Astăzi, dacă vă uitați în dreapta, este infrastructura generală Roedunet, care asigură pentru toată comunitatea academică și pentru școlile din România o conectivitate între 10 și 100 de gigabits de pe secundă. Deci observați că un e-mail care îl foloseam în 90, acum merge de 1 milion până la 10 milioane de ori mai repede. De altfel, un lucru care aș vrea să-l subliniez este că România, în 2016, a pe primul loc în Europa și locul 9 în lume referitor la viteza medie pentru transfer. 5 orașe din România, printre care și Timișoara și Bucureștiul, s-au aflat în top 10 orașe ale lumii cu cea mai mare viteză la internet, iar în 2017 România ocupa 5-a poziție la nivel global, viteza conexiunii. Un lucru care l-am scos chiar acum de pe internet, cu zilele acestea, București este pe primul loc în topul orașelor cu cele mai bune condiții pentru munca la distanță. Este un raport pe care l-au realizat cei de la Broadband Deal din Marea Britanie și Bucureștiul este urmat de Houston, Las Vegas, Atlanta, Budapesta, San Francisco și Los Angeles. Deci, pentru a vorbi de online, trebuie să dispunem de o infrastructură de prelucrare date, de stocare date și de comunicații. Aici am numai o imagine foarte generală asupra centrului de prelucrare distribuită, Cluster Grid și Cloud Computing din Politehnica din București. Această infrastructură este chiar în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, în care există peste 30.000 de core-uri puse. Evident, trebuie să vorbim de niște servicii integrate. Este vorba de, în Politehnică, ca resurse informatice, există un sistem integrat de e-learning care se adresează procesului de învățământ, în care sunt cursurile pentru toate disciplinele din Politehnică, pentru toate facultățile și departamentele din Politehnică. Există de asemenea un sistem prin care toți studenții care își desfășoară activitatea în Politehnică își depun licența și disertația într-o bază de date, aceste și parțial, zic eu, deocamdată, fiind este, cel puțin la facultatea noastră automatică și calculatoare, toate aceste lucrări sunt verificate pentru similitudine în sistemul Turnitin. Există serviciul de e-mail de care Mihai se ocupă și, de asemenea, sistemul de management resurse umane și cercetare, un proiect care face un management al activității de cercetare, iar ca și dumneavoastră avem acces la biblioteci internaționale și naționale prin Analyst Plus, care este la dispoziția tuturor cadrelor didactice și studenților din Politehnică.
Sistemul integrat pentru e-learning are trei componente principale, zicem noi, unul pentru front-end, unul pentru bazele de date și unul pentru sistemele de management al identității. Și aceasta este o structură generală în care diverse componente interacționează între ele, platforma, e-learning, managementul studenților și partea de website pentru documentare. Această platformă a făcut obiectul unui proiect național în cadrul programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice și observați aici, există pentru fiecare facultate o intrare în care activitatea pentru... Ne-am plecat la început cu o platformă pentru suport pentru activitățile face-to-face. Deci nu am plecat să facem o activitate la distanță, o activitate online completă, ci a fost gândită ca un suport electronic pentru activitățile curente pe care le desfășurăm cu studenții la curs sau în sala de laborator. Deci fiecare facultate are o intrare proprie și ca să vedeți ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, deci această platformă nu a fost acum pusă în funcțiune în contextul COVID-19, ci este o platformă care funcționează de ani de zile. Am luat două eșantioane din mai 2012 și din mai 2020. În mai 2020, și asta este vorba numai de departamentul de calculatoare, deci este un eșantion, departamentul de calculatoare fiind unul dintre cele 50 de departamente din Politehnică. Deci observați că erau în jur de 500 de mii de hituri și de pagini care erau utilizate în luna mai. Era vorba de 2800 de utilizatori unici, dar dacă revenim și vedem ce s-a întâmplat în 2020, în mai, când Universitatea Politehnică din București a trecut la generalizarea activităților online datorită situației speciale create de COVID-19. Deci toate activitățile, cel puțin din departamentul de calculatoare și din facultatea de automatică și calculatoare, s-au desfășurat online. Deci, dacă ne uităm aici, avem 21 de milioane de pagini accesate de studenții de la calculatoare. Este vorba de 3.795 de gigabytes bandwidth-ul și, evident, numărul de vizite de ordinul sutelor de mii. Deci este o evoluție normală și acum când am văzut că ar trebui să fie generalizată, platforma, și aici îl felicit pe Mihai Carabaș, a făcut față celor 30.000 de studenți din Politehnică, celor 4.000 de cadre didactice și personal care au acces la această platformă. De asemenea, în Politehnică avem pregătire online, vorbim de pregătire online, de cursuri de pregătire matematică, fizică, chimie și economie pentru admitere și, de asemenea, ne adresăm și elevilor din licee. Există niște cursuri de pregătire online pentru bacalaureat. Sunt platforme cu lecții video și teste de evaluare de matematică, fizică și chimie. Această platformă este deschisă tuturor și la legătura pe care o vedeți acolo jos, oricare elev din liceu poate să adreseze aceste cursuri. Și aici aveți teste online și cursuri online de pregătire la matematică, fizică, organică, informatică pe care noi le oferim candidaților și, evident, în special, elevilor de liceu.
Aș vrea să mai precizez și un alt proiect foarte important pentru noi. A fost un sistem de formare și evaluare centrat pe student, care s-a online, la disciplinele fundamentale, matematică, fizică, chimie, informatică și mecanică. El a adus Politehnica din Timișoara, a fost de asemenea membră în... a participat într-un fel la acest proiect, dar alături de colegii din Cluj, din Iași și din Craiova. Deci este un model nou de a oferi accesul online, este un acces din acesta matricial în care este informație pentru matematică, fizică, chimie, informatică și mecanică la nivelul întregii politehnici, dar fiecare student și fiecare cadru didactic din setul de submodule care se referă la capitole și subcapitole poate să își construiască propriul curs care este cel mai adecvat pentru domeniul pe care îl urmează. Deci cam aceasta este situația, am spus, pe plan mondial, ce se întâmplă la noi în Politehnică și ca o concluzie privind infrastructura, în Universitatea Politehnică din București există o infrastructură tehnică și platforme adecvate pentru desfășurarea de activități online. Deocamdată, acum avem generalizat acest online, dar în Politehnică, dar asta o să fie partea discuției ce va urma, este nevoie de face-to-face, fiindcă un inginer are nevoie de o activitate alături de niște instrumente, dispozitive, care trebuie să le ai fizic. Eu cam atât am avut de spus, o să încerc să invit în continuare pe colegul meu, Mihai Carabas, să dea câteva precizări tehnice în ceea ce privește infrastructura. Bună ziua, numele este Mihai Carabas și o să încerc să ofer o perspectivă tehnică asupra infrastructurii de IT, în special cele destinate platformelor de e-learning din Universitatea Politehnică din București. În principal, întotdeauna când am dorit să integrăm un nou sistem, să aducem o nouă aplicație în cadrul infrastructurii IT din Universitatea Politehnică din București, ne-am gândit la interoperabilitate. Întotdeauna ne-am uitat la cifrele pe care le avem în spate. Avem 35.000 de studenți anual. Avem 4.000 de cadre didactice, permanente, plata, cora, cercetare. Aceste numere aduc foarte multe problematici, foarte multe excepții. De aceea, când a fost vorba de orice aplicație nouă, ne-am gândit la integrare. Întotdeauna, dacă nu am integrat cu sistemele noastre actuale de management al identității, nu am adus o nouă aplicație. În principal, noi folosim pentru realizarea managementului identității două surse mari de date. Și anume, baza de date cu studenții, StudentsToBro, este o aplicație dezvoltată in-house, este coordonată de domnul profesor Țăpuș, care conține absolut toate contactele studenților de studii, cazările în cămine, planurile de învățământ, precum și cadre didactice care predau materiile studenților. Iar la final de an, se scot automat catalogele. Pe lângă StudentsToBro, mai avem o bază dată importantă și anume cea de HR, cea cu datele angajaților, se numește MSIS. Pentru fiecare din aceste două baze de date, avem conector special care trag date și practic uniformizează toate conturile și creează pentru fiecare persoană diverse profile. De exemplu, eu am fost student, mă aflu și StudentsToBro, mă aflu și MSIS acum ca și angajat. Algoritmul nostru știe de aceste lucruri și ne creează diverse profiluri în funcție de locurile în care ne aflăm. În principal, am dezvoltat propriul framework care să vorbească cu aceste baze de date. Sunt conectori special făcuți. Acest lucru ne ajută să ne integrăm cu orice bază de date nouă. De exemplu, dacă mâine Universitatea Politehnică București decide să modifice sistemul MSIS cu un alt sistem, deoarece este prea costisitor, pentru noi este foarte simplu să scriem câteva linii de cod pentru a
sincronizarea datele cu noua bază de date. Sincronizarea, în principiu, se face la 24 de ore. Ce înseamnă sincronizare? Înseamnă crearea unui cont, dacă o persoană doar ce a fost angajată sau dacă doar ce a devenit student. Înscrierile la cursurile aferente din contract pe platformele de e-learning. Și nu în ultimul rând, îi se dă acces la resursele disponibile în Universitatea Politehnică din București. Și o să revin în slide-ul următor asupra resurselor pe care noi le oferim studenților și profesorilor. Toate conturile există și sunt sincronizate bidirecțional în două tehnologii LDAP, și anume Active Directory de la Windows și 389DS, Directory Server, pe Linux. De ce două tehnologii diferite? Pentru că de-a lungul timpului diverse aplicații au oferit interfețe de conectare doar cu una din ele. De exemplu, în ziua de astăzi folosim Active Directory pentru a ne interconecta cu toate serviciile din cloud de la Microsoft, iar folosim 389DS pentru a realiza conexiunea cu serviciile din clusterul nostru de HPC, High Performance Computing, unde avem doar servere bazate pe Linux. Bineînțeles, ele fundamental pot fi folosite în ambele locuri, dar pentru o mai ușoară integrabilitate am ales să avem două astfel de tehnologii prezente în același timp. După cum am spus, managementul identității ne asigură acces unitar la toate serviciile oferite. Printre servicii putem enumera platforma de e-learning, Moodle, care este folosită în România, preponderent în România, este o platformă open source. În principiu folosim autentificarea LDAP și SAML. Este scalabilă în sensul și modulară, în sensul în care poți foarte ușor să aduci resurse, să mărești numărul de utilizatori simultan suportați, dar fiind open source are problemele ei la scalare, în sensul în care nu totul este trivial, nu doar mai pui niște memorie sau niște procesoare și gata, totul merge. De-a lungul perioadei acestea cu COVID am învățat destul de multe despre scalarea unei platforme Moodle și despre faptul că el conține module scrise de persoane terțe care pot cauza probleme în funcționare. Și trebuie ținut cont de aceste lucruri în momentul în care vrei să faci deployment la o astfel de platformă pentru un număr foarte mare de accese simultane. Pentru comunicarea online folosim Microsoft Teams. Această integrare exista dinainte de COVID, dar nu era folosită, nu era necesară în viața de zi cu zi. Acest lucru, pentru că aveam integrarea făcută, ne-a ajutat foarte mult, în sensul în care pe 15-16 martie s-a decis că ok, trecem de pe 19 martie în online, iar de pe 19 martie s-a putut trece instant în online. Deci, din punct de vedere al universității, noi nu am pierdut absolut nici o zi de curs sau laborator. Absolut totul s-a putut desfășura imediat folosind Moodle pentru a publica resurse și Microsoft Teams pentru a realiza comunicarea online între profesori și studenți. Bineînțeles, după cum a spus și domnul profesor, avem platforma de acces la distanță a publicațiilor prin portal Analyst Plus și în ultimul rând oferim conturi de mail. Aici avem două tipuri de conturi de mail găzduite în cadrul universității pentru cadrele didactice. S-a ales acest lucru din considerente politice și de securitate, întrucât mail-urile de obicei celor de la TESA, de la persoanele care se ocupă cu administrarea, conțin și informații private, nu s-au dorit a fi stocate în cloud. De aceea am ales ca mail-urile profesorilor să fie stocate local, folosim o soluție bazată pe Zimbra. Avem în jur de 5.000 de conturi, vreo 4-5 terabytes de e-mail-uri. Iar în față avem un anti-spam, anti-malware de la Cisco, Cisco VESA 600C. Pentru studenți folosim serviciul gratuit furnizat de Microsoft, pe care îl folosesc majoritatea universităților din România, și anume Office 365. Toate acestea sunt integrate cu sistemul nostru de management al identității. Folosim același user, aceeași parolă pentru toate serviciile. Acum, câteva cuvinte despre platforma de e-learning Moodle. Serviciile de aici
sunt găzduite, Teams-ul este în cloud, Analyst Plus este la Roedu.net, Office 365 este în cloud, iar Zimbra este la noi în data center. Moodle este de asemenea găzduit în propriile data centere. Avem 15 instanțe, câte una pentru fiecare facultate, iar ele sunt arhivate anual. Dacă mă întrebați de ce 15 instanțe, iarăși sunt motive administrative politice. Nu există niciun motiv tehnic pentru care nu am putea avea o singură platformă pentru toată universitatea. Dar a fost necesară o împărțire administrativă și aceasta a fost cea mai bună soluție. Din punct de vedere al resurselor totale folosite de către platforma de e-learning, mail-uri și partea de identity management, avem alocați în jur de 3 terabytes de RAM, 384 de core-uri și avem un SAN în care avem 20 de tera de stocare SAS cu discul de 2.5 și 2 tera SSD-uri. Profesor v-a dat o poză cu centrul de date înăcit, este aici în stânga, în schema logică. La acest centru de date, care este prezent în cadrul facultății din anul 2008-2009, în 2015 s-au adăugat două noi data centere cu două noi clădiri, precis și în campus, care sunt legate între ele prin legături multiple de 10 gigabiți. Acest lucru permițându-ne să avem replicare și opțiuni de disaster recovery la nivel de data center. Toate datele care sunt, de exemplu, în NCIT sunt replicate și în PECIS sau campus. De asemenea, dacă se întâmplă ceva în NCIT, de exemplu, pică curentul, aerul condiționat, putem muta workload-urile în celelalte două data center. Legat de software-ul folosit pentru a rula platformele de e-learning, avem un cluster format din 6 noduri Hyper-V, avem instalat rolul de failover cluster pentru a ne permite să facem live migration. În orice moment, noi putem muta serviciile de pe un nod fizic pe altul pentru a face mentenanță. De exemplu, chiar acum, în perioada COVID, nodurile astea aveau în jur de 300 de giga de RAM și a trebuit să le mai adăugăm niște RAM, că era insuficient. Această adăugare de RAM s-a făcut în timpul zilei. Efectiv, s-au migrat mașinile viitoare de pe un nod pe altul, s-a oprit un nod, s-a pus RAM-ul și așa mai departe. Deci, practic, am reușit să facem mentenanța în timpul zilei, când platforma era foarte utilizată. În ultimul rând, această tehnologie ne oferă și posibilitatea de disaster recovery, folosind Hyper-V replica. Practic, replicăm orice fel de date la 15 minute, într-un data center diferit. Da? Deci dacă, de exemplu, Doamne ferește, ia foc data center-ul sau storageria network cu SAN-ul pică ambele controlere, s-a mai întâmplat, putem prelua date numai efect de 15 minute din celălalt data center. Failover, dacă mă întrebați, se face manual, din cauza că implică un studiu al supra-replicărilor. Din punct de vedere al rețelisticii, toate nodurile noastre sunt conectate pe 210 gigabits în două switch-uri diferite. Din punct de vedere al SAN-ului folosim Fiber Channel, avem legături de 216 gigabits, la fel în două switch-uri diferite pentru redundanță. Și din punct de vedere al stocării, după cum am precizat mai devreme, avem niște storage-uri de la HP, 20 tera cu discuri de 2.55, 2 terabytes SSD. Toate acestea sunt capacități utile după ce am format raidurile necesare. Ce servicii rulăm pentru a putea găzdui platforma de e-learning? În primul rând, avem fiecare mașină virtuală, în general, la noi, rulează un anumit serviciu. Avem un serviciu bazat pe Apache plus PHP FPM, Fast Process Manager, care practic găzduiește codul Moodle pe SSD-uri, unde avem cache-urile și codul Moodle, iar datele utile sunt pe un alt volum pe HDD-uri. Avem în jur de 10 tera. Aici o să avem o mică problemă, deoarece s-a dat o ordonanță prin care trebuie să urcăm toate înregistrările tuturor dizertațiilor și licențelor. Probabil că se va folosi Moodle, iar aici spațiul ocupat va crește exponențial. Ca și bază de date folosim MariaDB,
are alocat 256 GB de RAM. Momentan suntem la în jur de 80 de GB de date în memorie. Atenție, aceste date sunt doar pentru anul 2019. Toate celelalte platforme din anii trecuți sunt pe o altă bază de date. Altfel nu ar fi încăput în memorie. Și avem un storage de 300 GB SSD. Componenta nouă anul acesta este Redis, îl folosim ca cache de sesiune și pentru Moodle Unified Cache. Acest lucru oferă un timp de răspuns foarte bun al platformei pentru utilizatori. Și în ultimul rând vă povesteam despre LDAP și despre 389 de IT Server și Active Directory. Acestea sunt la fel mașini virtuale găzduite tot pe acest cluster. În ultimul rând mai sunt câteva servicii auxiliare necesare sincronizării. Bază de date tampon, job servere care rulează în fiecare noapte, care se conectează la cloud-ul Microsoft pentru a realiza diverse configurații și permisiuni. Un print screen care l-a arătat și domn profesor, se observă clar în momentul începerii perioadei COVID, cum s-a dublat numărul de vizite. Observați că vizitatorii nu au crescut foarte mult, au rămas cam același pool de oameni, să spun așa, dar numărul de vizite și numărul de pagini a crescut, s-a dublat, s-a triplat. Iarăși, aceste numere pe care le vedeți sunt doar pentru o facultate, pentru automatică și calculatoare. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări pe Q&A, o să le preiau. Între timp, voi da cuvântul doamnei prorector Adina Florea. Mulțumesc! Bună ziua tuturor din nou! Am să spun câteva cuvinte despre ce înseamnă învățământ online în contextul noilor tehnologii. Este clar că trăim într-o perioadă în care trebuie să facem față multor provocări. Digitalizarea care a început să fie peste tot, noi tehnologii ale informației și tot ce se întâmplă, transformarea societății prin cunoaștere, este clar că au condus către nevoia existenței unor noi paradigme educaționale. Aceste lucruri s-au întâmplat și înainte de perioada pandemiei, dar poate că perioada aceasta foarte grea pe care am trăit-o și suntem încă în continuare în situația de a o trăi, a făcut ca aspectele legate de digitalizare să devină, aș putea spune, critice în viața noastră, în activitatea noastră, nu neapărat numai în învățământ, dar sigur, evident, și în învățământ. Că de mai multă vreme s-a pus problema existenței unor noi paradigme de învățare, așa cum am spus și înainte. De exemplu, învățarea participativă, învățarea prin experiență, învățarea prin descoperire. Și sigur, alături de aceste paradigme și de multe ori fiind nevoie să le includă, este învățarea online. Domnul profesor Țăpuș înaintea mea a prezentat foarte frumos istoricul acestei abordări de învățare online. La ce folosește această învățare online? În primul rând, este foarte importantă pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Deci, odată o parte din publicul țintă care învățarea și formarea online îl vizează, sunt cei care deja au o meserie, dar vor să continue și să fie să se specializeze mai mult în meseria respectivă, fie să încerce alternative de specializare de competențe, deci calificarea în noi domenii. Pentru un astfel de public țintă, formarea online este foarte importantă pentru că le oferă o serie de avantaje și voi reveni asupra acestora. De asemenea, există varianta de învățare combinată, blended learning, în care avem atât învățare online asincronă, cât și învățare online sincron, în care cei care învață, cei care se instruiesc, participă la procesul de învățare asincron, primesc teme, studiază documente, evident, în format digital, dar participă și la sesiuni sincrone, da? Deci transmisii live, așa cum suntem noi acum, așa cum am făcut în
Universitatea Politehnică de când a început criza. Există și posibilitatea complementării învățării tradiționale față în față prin diverse forme de învățare online. Este o paradigmă și un model care se adresează în special tinerilor, cei care se formează la ora actuală, cei care obțin pentru prima oară o meserie. Este clar că în toate aceste contexte, noile tehnologii informaționale joacă un rol important. De fapt, aș putea spune, cred că fără să exagerez, că ele sunt cheia către astfel de transformări. Să ne uităm un pic care sunt avantajele formării și educației online. Printre avantaje, aș vrea să subliniez faptul că pentru cei care învață, pentru studenți, există alegeri multiple. Posibilitatea ca studentul să își creeze propriul traseu educațional. Sigur, într-o măsură mai mare sau mai mică, depinzând de profil, depinzând de context. După cum cu toții știm că am văzut cei mai mulți participanți, facem parte din învățământul superior, studenții își doresc din ce în ce mai mult în ultima vreme să-și poată, într-un fel, personaliza educația. Sigur, nu la nivelul materiilor fundamentale pentru a obține diploma într-o anumită specializare, dar la nivelul opțiunilor care corespund intereselor lor. Un alt avantaj este un program flexibil în care interacțiunea este asincronă. Deci mă refer la învățământul asincron. Aici avem un program flexibil, ceea ce nu este valabil, sigur, pentru transmisiile live, adică pentru învățarea sincron. Învățarea oriunde și oricând. Poți să înveți de acasă, poți să înveți de pe bancă în parc, poți să înveți în pauza de masă. Un aspect foarte important, accesul larg la expertiză specializată. Din ce în ce mai mulți învățăcei, să spunem, din lumea întreagă, au acces la cursuri oferite de profesori de renume, de la Stanford, de la MIT și de la alte universități de prestigiu din întreaga lume. Și, nu un aspect de neglijat, costuri reduse. Costuri reduse la nivel de taxe, acolo unde există taxe, dar și la nivel de costurile de zi cu zi, întreținerea celui care învață pe parcursul formării. Există, sigur, și o serie de dezavantaje. În primul rând, din punct de vedere al unei formații pentru ingineri, există dezavantajul că nu se pot face laboratoare față în față. Nu există posibilitatea de creare a deprinderilor practice, care pentru formația de inginer sunt extraordinar de importante. Există un alt dezavantaj care se referă la dificultatea de înțelegere în momentul în care se face un învățământ online, fie sincron, fie asincron. Poate nu pentru toți studenții, dar pentru anumiți studenți. Vedeți, am trecut deja prin experiențele acestui învățământ online, numai online, atât sincron cât și asincron. Noi le-am oferit pe amândouă. Laboratoarele, de exemplu, s-au făcut cu Teams, deci practic în regim live. Și am descoperit că procesul de înțelegere este îngreuiat, în special în anumite cazuri. Nu în toate cazurile, poate nu la toate materiile, nu la toți studenții. S-ar crede, de exemplu, că dacă predai programare sau structuri de date, eu predau în mod particular structuri de date, ce simplu este să faci online. Nu trebuie să te duci să învârți de roată, cum ar fi, de exemplu, un laborator ingineresc de mecanică sau eu știu de altceva. E bine, am constatat, cel puțin asta a fost experiența noastră, că nu este chiar așa. Mult mai ușor era interacțiunea cu studentul, fiind lângă el, în fața display-ului, întrebându-l, el răspunzând, punctând zone de cod și așa mai departe. Rezultatul a fost că, de obicei, laboratoarele au ocupat mai mult timp decât timpul alocat, ceea ce n-a fost întotdeauna fără probleme. Există apoi un alt dezavantaj legat de lipsa interacțiunii față în față cu profesorul și colegii. Poate că și această lipsă a interacțiunii se leagă cu ceea ce am spus mai înainte, cu înțelegerea mai bună sau mai rapidă de către studenți a subiectelor
pe care ei trebuie să le înțeleagă, să le aprofundeze. Un dezavantaj care mie mi se pare major este lipsa posibilității de a crea o comunitate. Facultatea de Automatică și Calculatoare avem o adevărată comunitate, o comunitate a studenților, o comunitate a studenților cu profesori. Încerc să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu ne-am fi văzut niciodată față în față, dacă totul s-ar fi petrecut online, dacă nu ne-am fi cunoscut, dacă n-am fi făcut o grămadă de evenimente extraprofesionale împreună. E foarte greu de imaginat și în orice caz această comunitate foarte strânsă, activă și foarte vivace, aș putea spune, nu ar fi existat. Un alt dezavantaj al formării online, mai ales în inginerie, este, dar nu numai, este necesitatea ca studentul, dacă învață în regim asincron, trebuie să știe foarte bine să-și organizeze programul, să fie capabil în mod autonom să-și organizeze timpul astfel încât să-și facă temele, să aibă timp să aprofundeze materia. Tocmai din cauza aceasta, după părerea mea, învățământul online, exclusiv online și asincron, este mai degrabă potrivit pentru cei care au deja o pregătire, pentru cei care doresc învățare pe tot parcursul vieții, calificarea în noi specializări, deci care au un anumit nivel de maturitate care le permite să-și gestioneze oportun timp. Nu înseamnă că cei care sunt foarte tineri nu reușesc să-și gestioneze timpul, dar e un pic mai dificil și poate că nu funcționează în toate cazurile. Și un alt dezavantaj pe care aș vrea să-l menționez este eliminarea competitivității între studenți ca element stimulativ. Sigur, se poate realiza această competitivitate și online, dar ceva mai greu decât într-un mediu față-înfață. Deci este clar că dacă dorim să extindem aceste experiențe, evident cele pozitive pe care le-am trăit în ultimile luni, suntem în fața unor provocări. Provocări prin care, la care trebuie să răspundem. Și întrebarea este, poate tehnologia, noile tehnologii să rezolve sau măcar să atenueze o parte din dezavantajele pe care le-am menționat? Și există o serie de răspunsuri posibile. De exemplu, existența unor medii de simulare avansată cu învățare participativă. În loc să te duci într-un laborator de chimie și să faci reacția acolo, să ai un mediu de simulare, inclusiv, să spunem, cu parte de realitate virtuală sau un spațiu 3D, în genul celor de la din jocuri, în care să încerci ca student să te apropii cât mai mult de experiența reală din laborator. Și sigur, nu în ultimul rând, răspunsul este utilizarea tehnicilor de inteligență artificială. Chiar și o combinare a tehnicilor de inteligență artificială cu virtual reality, deci cu realitate virtuală. Ne pregătim pentru era inteligenței artificiale și toată lumea sau cei mai mulți sunt de acord cu acest lucru. În general, în ultimii ani s-a emis această idee, o spun, atenție, nu pentru că sunt eu profesor de inteligență artificială de aproape 30 de ani, dar pentru că este clar că direcția generală este în acest sens. Faptul că suntem sau că suntem la începutul erei inteligenței artificiale implică schimbări majore atât pe piața forței de muncă cât și în educație. Din punct de vedere al educației și a legăturii inteligenței artificiale cu educația, avem două aspecte. În primul rând, cum să concepem educația pentru a pregăti forța de muncă în vederea acestei noi ere? Și pe de altă parte, să vedem dacă putem utiliza tehnologiile de inteligență artificială în educație, învățare, inclusiv în învățarea online. Din punct de vedere al educației pentru pregătirea forței de muncă, așa am să trec foarte scurt peste acest aspect, pentru că nu este subiectul discuției de astăzi. Trebuie să reușim să pregătim atât acei specialiști, acele talente care sunt capabile să dezvolte soluții de inteligență artificială, algoritmi noi, soluții noi, servicii noi, cât și un număr mult mai mare a celor care sunt capabili să utilizeze aceste tehnologii și aceste soluții de inteligență artificială. Dar să ne concentrăm
pe modul în care inteligența artificială poate răspunde provocărilor în educație și învățare, inclusiv în mediul online. Acest subiect a fost intens dezbătut în cadrul conferinței internaționale despre inteligența artificială și educație sub egida UNESCO, Planning Education in the AI Era, Lead the Leap, care a avut loc anul trecut în mai 2019 și care a avut ca rezultat ceea ce s-a numit Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education și în care s-a dezbătut și s-au formalizat concluziile discuțiilor și lucrărilor prezentate la conferință. Haideți să vedem cum inteligența artificială poate fi utilizat ca instrument de îmbunătățire a procesului educativ. Este interesant că pe lângă succesul enorm pe care inteligența artificială l-a înregistrat în ultima decadă în tot felul de domenii, de industrie, de a societății, succesul în educație este ceva mai mic. Dar sunt convinsă că lucrurile se vor schimba semnificativ în următoarea perioadă. Sigur, utilizarea inteligenței artificiale în educație nu este nouă, se încearcă de mai mulți ani, aș putea spune chiar 20, peste 20 de ani, în special în domeniul utilizării ceea ce numim good old fashioned AI, respectiv dezvoltarea sistemelor de tutorat inteligent. La ora actuală suntem în fața provocării de a utiliza noile paradigme din inteligența artificială, deci Deep AI, care oferă capacitatea de a analiza și sintetiza masive mari de date, de a obține niște rezultate din aceste analize, detectare de șabloane, de elemente repetitive, care în mod evident nu erau posibile de realizat de către o persoană, de către un utilizator uman. Care ar fi avantajele utilizării ea ca instrument de îmbunătățire a procesului educativ? Pentru studenți elevi, personalizarea procesului de învățare și a curriculum, asistat de un proces inteligent, determinarea profilului de învățare, learning profile, prin analiza datelor pe parcursul învățării de către un anumit student, corelarea intereselor și aptitudinilor cu formarea studenților și propunerea către studenți a unui traseu de formare personalizat, detectarea cunoștințelor lipsă și oferirea unor soluții de recuperare a acestor cunoștințe. La ora actuală, profesorul își dă seama ce nu știe studentul, ce îi lipsește din background-ul lui. Știm foarte bine, la cursurile de programare, unii știu din liceu, alții nu știu. Și a rezolva aceste disparități într-un același curs este un proces foarte dificil. Ne-ar place să avem instrumente inteligente care să ofere celor care nu au un bagaj minim de cunoștințe necesare suport în acest sens. Poate fi folosit la managementul interacțiunii cu profesorul, dar și cu alți studenți, la un mentorat inteligent, există la ora actuală propuneri de ce se numește AI Mentors, cât și învățarea prin jocuri serioase. Serious game care să depășească nivelul unor simple jocuri și să fie niște jocuri care să fie ghidate, da, de un proces dinamic, adaptiv și stimulativ pentru student. Cum poate inteligența artificială să fie utilizată pentru a ajuta profesori? În primul rând, automatizarea evaluării la nivel de creștere a acurateței și a eficienței. Mă refer să numere câte răspunsuri corecte sunt date la un test. Mă refer la capacitatea de a analiza texte oferite de studenți, de a face sumarizare, rezumare artificială a celor texte, de a sintetiza idei. Detectarea grupurilor de risc într-un fel precoce. Ce înseamnă grupuri de risc? Studenți care prezintă riscul de a nu înțelege, de a abandona studiile înainte de a le termina. Managementul interacțiunii cu studenții pentru cazurile atipice. Cazurile atipice, la ce mă refer prin asta, sunt cazurile de studenți restanțieri,
care trebuie să refacă laboratorul sau trebuie să refacă o anumită lucrare sau și-au adus aminte că trebuiau să vină la curs ca să-l refacă, dar au uitat și-au apărut la jumatea semestrului. Cu toții știm de aceste cazuri atipice, cu toții știm ce timp imens ne consumă aceste cazuri atipice, de care trebuie să ne ocupăm, pentru că e normal, e dreptul lor. Și atunci, tehnici de inteligență artificială pot nu elimina, dar minimiza acest timp de interacțiune. Există multe cercetări care susțin că este important de a utiliza tehnici de inteligență artificială pentru determinarea stării emoționale a studenților. Fie prin analiza vocii, fie prin analiza a sentimentului transmis printr-un text pe care acesta îl scrie, nu neapărat către o temă de casă, dar în cadrul forumurilor, în cadrul chaturilor și așa mai departe. Detectarea plagiarismului. Sigur că există la ora actuală instrumente perfecționate de detectare a plagiarismului. Dar, de exemplu, putem detecta dacă un student a copiat o secvență de cod sau o secvență mai mare. Din câte știu eu, la ora actuală nu, în orice caz, nu fără suport uman. Ne-ar place să avem la nivel inteligent, automat, o astfel de facilitate. Suport pentru învățarea colaborativă, analiza interacțiunii pentru a determina care a fost rolul unui student sau rolurile unui student într-o interacțiune, într-o învățare colaborativă, cât și performanțele lui. Și la fel, prin analiza unor secvențe de date, foarte multor studenți, prin tehnici de învățare automată, prin analiza acestor secvențe pe durate lungi de timp, se pot găsi modalități pentru a determina care concepte au fost greu de înțeles dintr-un curs sau din laborator. Da? Care e legătura între aceste concepte și rezultatele în evaluare? Există vreo legătură cu stările emoționale ale studenților care împiedică să înțeleagă aceste concepte? Pentru administrație, platforme digitale inteligente, corelarea performanțelor cu parcursul educațional și cunoștințe anterioare, sigur, orice conducere vrea să știe care sunt studenții care intră în facultate, în universitate, care au rezultatele cele mai bune, în funcție de ce au obținut aceste rezultate. Și sigur, o prelucrare inteligentă și o oferire de rezultate pe bază de tehnici de machine learning simplifică viața foarte mult. Corelarea timpului destinat învățării cu rezultatele obținute. Să nu mai discutăm de managementul cursurilor cu mulți participanți de tipul Massive Open Online Courses, unde și aici inteligența artificială poate să aibă un rol important, așa cum, de exemplu, într-o discuție anterioară, dădea exemplu domnul profesor Țăpuș la sintetizarea răspunsurilor, întrebărilor pentru mii, zeci de mii de participanți. Dar toate aceste lucruri sunt foarte frumoase, foarte tentante, însă am menționat de mai multe ori faptul că aceste rezultate sau o parte din analize se bazează pe înregistrarea a ceea ce face studentul, a înțelegerii expresiei feții, a înțelegerii tonalității din voce, a înțelegerii parcursului educațional. Suntem în fața unor probleme de etică foarte importante. În fața unor probleme care se referă la respectarea caracterului privat al datelor, care nu sunt neapărat legate de utilizarea inteligenței artificiale în learning sau în e-learning, ci sunt în general legate de utilizarea inteligenței artificiale, dar odată ce aceste tehnici vor ajunge să fie implementate pe scară mare, iar eu personal nu am dubiu că mai devreme sau mai târziu ele vor fi, trebuie să nu uităm de aceste probleme de etică și de caracterul privat al datelor. Dau două exemple. În Facultatea de Automatică, Departamentul de Calculatoare, s-a creat un model de învățare colaborativă bazat pe tehnici de inteligență artificială. El se numește Policafe. A fost dezvoltat în colectivul condus de domnul profesor Ștefan Trăușan Mă. Este un suport automat pentru analiza discuțiilor la nivel de chat, de forum, în învățământul online. De asemenea, avem o experiență
de utilizarea unui laborator virtual de roboți pentru a programa roboții, pentru a-i învăța manipularea obiectelor. În mod particular, îl folosim în cadrul laboratorului AIMAS de la Departamentul de Calculatoare și este vorba de un simulator pentru robotul Tiago, este făcut de PAL Robotics, dar nu e chiar foarte ușor de instalat și, sigur, studenții îl folosesc. Este bine că în același timp avem și acces la un robot Tiago în cadrul unui parteneriat cu o companie. Acest slide prezintă o imagine a pieței educaționale bazate pe inteligența artificială. Imaginea este luată din raportul Artificial Intelligence in Education Market Size Share and Forecast to 2023. Deci este vorba de un raport despre cum va arăta piața produselor de educație bazate pe inteligența artificială până în 2023, elaborat de OMR Global Industry Report în 2019. Și aici aș vrea să atrag atenția asupra, de exemplu, clasificării pe bază, după criteriul aplicații, instruirea asistată de calculator, diagnosticarea și evaluarea rezultatelor, învățarea inițiată de student, asistarea instruirii inteligentă, dar și utilizarea inteligenței artificiale în managementul datelor de educație. Este interesant că astfel de abordări se aplică atât în învățământul față-înfață, on-premise based, cât și în învățământul la distanță, cloud based. Este interesant de văzut, dar n-am să mai intru în detalii că nu mai este suficient timp, care sunt elementele cheie care potențează această piață. Totuși am să menționez câteva. Numărul crescut de programe de învățare adaptive, numărul de programe de tip smart learning și, ceea ce am spus și înainte, cerința pentru personalizarea educației. Într-un final, cred că utilizarea în viitor a noilor tehnologii, în special inteligența artificială, poate face învățarea online o experiență de certă valoare, capabilă să aducă avantaje semnificative față de soluțiile actuale de învățare online și chiar față de soluția în care învățarea se face numai față în față, face-to-face. Cu toate acestea, pentru formarea tinerilor, în special a celor care vin din liceu, convingerea mea, este părerea mea personală, este că interacțiunea directă va rămâne o componentă importantă a educației. Și cred că, cel puțin într-un viitor apropiat, nu o să putem să oferim un învățământ de calitate la nivelul inginerilor pe care îi pregătim fără această interacțiune directă, chiar dacă aceasta va fi suplimentată sau complementată din ce în ce mai mult cu interacțiune online. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi îți mulțumim mult, Adina. Sunt într-adevăr multe lucruri de spus aici. Să încercăm să... Dar poate că mai facem o ediție a unei... un webinar la Mariana Mocanu să ne spună câteva cuvinte despre provocările online. Bună ziua tuturor! Am să vă spun câteva cuvinte și despre perspectiva pedagogică și didactică în educația inginerească. Două secunde. Pentru că, până la urmă, noi asta facem, pregătim studenți, îi pregătim pentru viața lor și pentru acoperirea cerințelor pieței. Mi-am permis să pun o definiție a universității, pe care am găsit-o în urmă cu 2-3 ani. Universitățile sunt locuri în care
tinerii dobândesc două feluri de cunoștințe, cunoștințe tehnice și cunoștințe practice. La prima vedere, am crezut că acele tehnice se referă la studenții care urmează studii inginerești, dar citind mai atent, am văzut că acele cunoștințe tehnice se refereau de fapt la prelegeri, la materiale documentare care sunt discutate mai mult teoretic, care pot fi sintetizate, cunoștințe care pot fi sintetizate în slide-uri, pot fi memorate și reproduse. Cunoștințe care pot să fie predate fără niciun fel de problemă online. Cunoștințele practice care se referă la modul în care se rezolvă anumite lucruri, nu neapărat la ce lucruri se rezolvă, sunt cele care nu pot fi teoretizate, nu se pot reduce la reguli și sunt legate efectiv de o anumită practică. Mi s-a părut că această descriere a universităților se potrivește foarte bine, în special educației inginerești. Cu toții știm că în decursul timpului, ceea ce se modul de educație, paradigmele educației s-au tot îmbunătățit, s-au îmbogățit. Am avut educația bazată pe cunoștințe. Apoi, după o lungă perioadă în care acumularea lor, reproducerea era considerată scopul suprem, s-a trecut la o educație bazată pe competențe, adică educația în urma căreia absolventul poate să rezolve ceva. S-a constatat apoi că nu este suficient să te oprești cu învățatul după anii tinereții, ci învățarea trebuie să însoțească fiecare om pe parcursul întregii vieți, conceptul de lifelong learning. În ultimii 7-8 ani a apărut un nou concept, conceptul de life-wide learning, învățarea în contextul de viață, care spune că pe lângă faptul că toată viața tot învățăm, învățarea trebuie să o adaptăm la necesitățile și la condițiile din jur. Toate acestea pot să fie realizate prin variate forme. Mi-am pus întrebarea, este vreo diferență între educația în inginerie și educația în alte domenii universitare? Și am încercat să sintetizez, în primul rând, faptul că în inginerie avem un aspect informativ și cel formativ. Trebuie să transmitem studenților noștri teorii, concepte, modele și pentru acestea avem suportul instrumentelor online, instrumentelor informatice, pentru că acestea ne dau acces sporit la informație, ne dau instrumente digitale de performanță pentru vizualizare, exemplificare, explicare și, în același timp, o capacitate crescută de prelucrare și de validare a anumitor cunoștințe. În același timp, însă, trebuie să dezvoltăm competențe și abilități practice la studenții noștri și în acest sens avem suportul unor instrumente digitale. Trebuie să ne gândim doar ca exemplu, sunt situații în care există riscuri de operare, nu mai mult decât operarea unor instalații chimice sau, de ce nu, conducerea unui avion. Chiar dacă conducerea avionului nu neapărat se învață într-o universitate, dar putem să vorbim de acest lucru. Procesul de învățare asistat de simulatoare, de instrumente în care nu se expune direct studentul la riscuri și nici nu este expus mediul sau cei din jur la riscul unei operări defectoase, este un avantaj. În același timp, putem să creștem eficiența procesului didactic prin aceea că putem să cuprindem eventual un număr mai mare de studenți sau, dimpotrivă, putem să îi dăm posibilitatea să repete de mai multe ori aceeași experiență practică până când își însușește toate
deprinderile. În același timp, avem însă și costuri asociate crescute, pentru că toate aceste instalații, instrumente digitale, au un cost. Nu este ușor să construiești, de exemplu, un simulator de zbor sau să construiești un simulator de operații medicale. Ceea ce este specific educației în inginerie este orientarea spre soluționare de probleme. Și în acest caz, instrumentele digitale ne ajută prin formularea de studii de caz, prin punerea lor la dispoziție pentru a fi studiate. Dar poate unul dintre cele mai importante aspecte în ziua de astăzi este interdisciplinaritatea. Interdisciplinaritatea care se referă nu doar în cadrul diferitelor discipline inginerești, ci într-un cadru mult mai larg. Sigur, acum nu ne mai putem imagina un autovehicul care nu este condus de câteva calculatoare plasate pe automobil pentru fiecare subsistem în parte. Nu putem să nu ne gândim, de exemplu, la procese chimice care sunt monitorizate, supravegheate cu instalație de măsurare electronică și în procese de automatizare. Dar putem găsi și o multitudine de exemple în care ingineria și alte domenii ale vieții noastre trebuie să conlucreze și parte din aceste aspecte inginerești sunt date de prelucrările de sistemele digitale. Poate că unii dintre ascultători, unii dintre dumneavoastră, în această perioadă de izolare, v-ați uitat la reprezentațiile transmise live pe streaming de Metropolitan Opera din New York și ați văzut câtă tehnologie stă în spate, cât de mult trebuie să interacționeze tot stafful tehnic cu cei care sunt pe scenă în prim plan. Cum putem face acest lucru? În același timp, instrumentele acestea electronice, digitale, ne ajută la structurarea activităților, la comunicarea între cei implicați. Putem foarte bine să ne axăm fiecare pe ce știe să facă mai bine. Dependența de tehnologie, însă, trebuie privită ca o conlucrare între trei piloni, tehnologie, om și proces. Există niște modele dezvoltate de Universitatea Carnegie Mellon prin Software Engineering Institute, bazate pe modele de maturitate și capabilitate, care spun nici unul dintre aceste elemente nu pot să lipsească, nici omul, nici procesul, nici tehnologia. Aș spune că și pentru educația inginerească este foarte important bagajul de competențe cu care vin absolvenții de liceu, pentru că noi trebuie să clădim și pe cunoștințe, dar și pe un bagaj de aptitudini, de deprinderi și de stil de muncă. Ce s-a schimbat în procesul de învățare? Foarte pe scurt, cred că mulți dintre dumneavoastră ați sesizat că s-a schimbat modul de învățare. Odată s-a schimbat prin aceea că nu se mai învață strict de dragul de a învăța, de a învăța tot, de a depăși pas cu pas fiecare nivel de educație, ci mai degrabă se merge pe învățarea acelor elemente care ajută la rezolvarea unor anumite probleme. Și pentru vizualizare am pus aici două jocuri care sugerează foarte bine ce înseamnă să clădești nivel peste nivel, spre deosebire de cel de jos, jocul de Jenga, în care obiectivul este să ajungi cât mai sus, dar clădind pe lacune. Sigur, învățarea în echipă este deosebit de importantă.
Noi trebuie să-i stimulăm pe studenți și am văzut una din întrebările participanților cum împăcăm acest lucru, învățarea lucrului în echipă cu faptul că ei nu au voie, de exemplu, să preia bucăți de cod. În primul rând, cred că prin conștientizare, acolo unde este vorba de lucru în echipă, ei trebuie să învețe nu să ia ce a făcut vecinul, ci să completeze ce a făcut colegul. În același timp, este vorba și de o responsabilitate. Am arătat că motivația este unul din lucrurile care s-a mai schimbat față de 20-30 de ani în urmă. Absolvenții noștri, studenții noștri sunt orientați spre rezultate imediate mai degrabă. Nu vreau să spun foarte multe despre teoria inteligențelor multiple. Ea este importantă în educația inginerească. De ce? Pentru că în funcție de ceea ce dorește și are de realizat studentul în inginerie, una sau alta din formele acestea de inginerie multiplă trebuie să fie stimulate. Dar, în același timp, trebuie să vedem că pentru fiecare dintre cele 8 inteligențe multiple din teoria lui Howard Gardner, acum există o replică în digital. Ne dorim să ne actualizăm, să ne îmbunătățim programele noastre de studiu. În perioada aceasta am fost într-o situație similară cuiva care înnoată, sărind pentru prima dată într-un bazin cu apă. A trebuit să vedem dacă facem față acestui proces de educație online exclusiv sau nu, fără să avem unii cu experiență mai multă, alții mai puțină, dar în general acest învățământ exclusiv online a fost o noutate pentru toată lumea. Ne-am descurcat, suntem bucuroși că reușim să ne terminăm semestrul în foarte bune condiții, dar nu se poate să nu ne punem întrebarea din această experiență ce luăm cu noi mai departe. Și dacă ne uităm... Cred că putem să luăm multe din această experiență. A fost unică pentru noi. Sperăm să nu mai se repete așa și să o facem de bunăvoie, fiindcă simțim că o parte din cursul să le facem online, o parte din cursul să le facem, să fim forțați să facem totul online. Da, mulțumesc că dacă... Mai sunt cumva, mai, dacă ai ceva de continuat, dar poate că încheiem. Nu, aș vrea doar să spun faptul că noi va trebui să îmbinăm faptul că o schimbare majoră a programelor are efect târziu, după terminarea unui ciclu, durează 6-7 ani, dar în același timp elemente pozitive pe care le-am experimentat în această perioadă, cu siguranță trebuie să le îmbinăm încă din toamna care vine. Bun, mulțumesc mult! Da, și eu vă mulțumesc foarte mult. Poate o singură întrebare să răspundeți, domnule profesor Țăpuș, doamna Florea, doamna Mocanu, domnul Cărăbaș. Cum veți da admitere în acest an la Politehnica din București? Aceasta a fost cea mai des întrebare care a apărut în zona de Q&A. Am răspuns pe chat. Da, din păcate este transmisă și pe YouTube aceasta și doar video se vede pe YouTube, nu și chat. Ok, în aceste condiții vă mulțumesc foarte mult. Vreau doar atât foarte pe scurt să vă arăt informațiile despre conferința care va începe în curând și la care încă mai se poate înscrie și oricine din România, care organizăm noi Politehnica din București împreună cu una dintre asociațiile care rulează împreună cu noi aceste webinare și ne asigură suportul. Taxa de participare este modică de 75 de euro pentru participații din România, iar lucrările sunt indexate. De asemenea, vreau să vă amintesc că participanții și moderatorii și prezentatorii de la acest webinar vor primi certificate digitale
un concept destul de nou pentru România de open batch pe care noi le oferim și să vă invit săptămâna viitoare pe 3 iunie la ora 16 când vom merge la Brașov, de la București, scuze, la Cluj, de la Brașov, vine imediat după Cluj, unde vom avea participanții de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj, din Cluj-Napoca, pe domnul lector universitar dr. Adrian Hudrea, care este directorul Direcției de Tehnologii Informaționale și de Comunicații din Universitatea Babeș-Bolyai și pe colegul dânsului Daniel Stuparu. Deci, de-abia aștept să ne vedem din nou săptămâna viitoare, în 3 iunie, când vom fi la Cluj-Napoca și permiteți-mi să le mulțumesc foarte mult colegilor mei de la București, de la Universitatea Politehnică din București. Ați fost extraordinar astăzi, vă mulțumim foarte mult. Ne vedem în curând săptămâna viitoare. Toate cele bune și mult succes! Și noi vă mulțumim, la revedere! Mulțumim mult! Numai bine! La revedere!